Este un microfon care merge. Înainte de a răspunde, aș vrea să vă fac o remarcă. Dacă dumneavoastră v-ați luat libertatea de a ne întreba orice, să ne lăsați și nouă libertatea de a vă răspunde cum știm. Răspunsurile pe care noi le dăm nu sunt absolute. Sunt cel puțin perfectibile, nu sunt perfecte, sunt perfectibile. Dumneavoastră le luați, le analizați, ele vin din partea unor oameni care studiază Biblia. E foarte important să înțelegem acest aspect încă de la început. Și răspunsurile acestea, eu sunt convins că nu se detașează foarte mult de răspunsurile părinților voștri și de răspunsurile slujitorilor voștri. De aceea poate că, nu știu exact care e plusul că răspund eu la ele, eventual poate că e cineva neutru și venind din partea cuiva neutru, întărește poziția slujitorilor locali care, în opinia mea, au răspunsuri pertinente și biblice. Da, este foarte adevărat că e o provocare înțeleasă greșit. Sunt oameni care se numesc calviniști, alții luterani, alții husiți. Eu mă numesc creștin. Mi se pare prea mult să iei față de Calvin, am avut admirație față de scrisul lui, față de scrierile lui, un scriitor foarte elegant. Până când am aflat că a îndemnat la luptă, a îndemnat la război și la uciderea adversarilor religioși și am devenit foarte rezervat, iar să iau o idee pe care el a tratat-o într-un eseu teologic, într-o temă a predestinării și să fac din ea o dogmă, este exagerat de mult. Dar să rămânem pe întrebare, dacă harul lui Dumnezeu este doar pentru cei predestinați și mântuirea, răspunsul este clar. În Tit, capitolul 2, spune așa: harul lui Dumnezeu a fost arătat. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru? Toți oamenii. Toți oamenii. Pentru toți oamenii, toți cei care cred. Și aici sunt caracteristicile catehetice ale harului, dimensiunea didactică a harului. Și harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți, ne învață câteva lucruri. Să o rupem cu păgânătatea, să o rupem cu poftele lumești, pe toți și cu așa, și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Dragilor, alegerea mântuirii se face prin aderare. Mântuirea este un act volitiv, adică eu decid, eu aleg, eu vreau să îl urmez pe Dumnezeu și voi ajunge în cer pentru că am ales să ajung în cer. De aceea, lăsați, pare cumva relaxantă, libertină ideea asta, mă, și așa, dacă nu sunt predestinat sau dacă eu sunt ăla predestinat, indiferent ce fac eu, cumva face Dumnezeu și mă bagă în cer. Să știți că Dumnezeu nu bagă oameni în cer nemântuiți, da? Deci, indiferent ce convingere avem, indiferent ce afinitate teologică avem față de un anume gânditor sau teolog, mântuirea lui Dumnezeu se face prin alegere dacă voiește cineva să vină după mine. Dar chemarea este pentru toți și vor fi mântuiți doar cei care aleg să îl urmeze pe Iisus Hristos. Așa că nu aruncați decizia mântuirii în cârca altora, pentru că lucrul acesta ne face să fugim de responsabilitate. Și la final se spune la judecată: e, asta e, Doamne, dacă pe mine m-ai rânduit și m-ai programat să fiu pentru iad și n-am avut nicio șansă să ajung în cer, din cauza ta am ajuns în iad. Ceea ce este o aberație și nu se potrivește cu învățătura Bibliei. Așa că alegeți să-L slujiți pe Dumnezeu, alegeți să rămâneți pe cale și luptați-vă până la capăt, ca să nu fi crezut degeaba. Un singur verset eu vreau să-l mai... care îl știți, toți îl știm de aici. Ioan 3 cu 16. Acolo cuvântul lui Dumnezeu spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru ca cine? Cei predestinați? Pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Și în ăștia oricine, frați și surori, ne includem și noi. Și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta, că Dumnezeu în bunătatea Lui ne-a
dat șansa aceasta mântuirii și noi am răspuns chemării lui Dumnezeu. Și un alt verset, frate Nic, tot din Ioan 1:12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce l-au ales, adică celor ce au aderat la credință, l-au acceptat pe Hristos, le-a dat dreptul juridic, după jurisdicția divină, după dreptul împărăției lui Dumnezeu, să se facă, rețineți, nu să fie programați ca niște roboței pentru cer, ci să se facă prin actul volitiv copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nici din sânge, ci din Dumnezeu. Haideți să mergem la întrebarea a doua. Cineva a pus o întrebare și a zis dacă, de ce trebuie să mă rog dacă Dumnezeu știe hotărârea Lui și se împlinește voia Lui care este suverană. De ce trebuie să ne rugăm dacă doar voia lui Dumnezeu se împlinește? Asta mi se pare o abordare egoistă. Vin tinerii și mai ales tinerii și zic, frate, dar oricum Dumnezeu știe tot, de ce trebuie să mă mai rog? Că El știe. Spune la un moment dat în 2 Cronici, capitolul 15:2, și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și a zis, ascultați-mă așa, și tot Iuda, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi câtă vreme voi sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Vreau să înțelegeți, dragilor, ce este rugăciunea. Mulți dintre noi nu știm ce este rugăciunea. Ni se dă un îndemn, la un moment dat mai e și combinată cu închirarea, unii cântă, unii bat la tobe, unii se roagă, pe unii lumina albastră, pe alții lumina mov, alții prorocesc, alții, și debandada asta a dus la o dezorientare teologică a rugăciunii. Rugăciunea, dragilor, este de fapt o stare de vorbă cu Dumnezeu. Eu nu mă rog lui Dumnezeu să-i spun lui ce are să facă în viața mea, că El știe ce are să facă. Eu mă rog lui Dumnezeu să-mi spună ce am eu să fac cu viața mea. Adică rugăciunea necesită o stare de vorbă cu Dumnezeu. Mă duc să stau de vorbă cu Dumnezeu nu pentru a-i cere eu neapărat ceva, ci de dragul părtășiei. Bună dimineața, Adam, îi zicea Dumnezeu în răcoarea zilei. Ce frumos, zice, în zori. Bună dimineața, Doamne, mi-era dor de Tine. Eu abia aștept să mă duc să pic pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, să stau de vorbă cu Domnul meu. Duhul lui Dumnezeu din mine rezonează, comunică cu Duhul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu din cer. De aceea, rugăciunea, de fapt, este respirația sufletului. Amin. Noi, fără rugăciune, ne moare sufletul. Adică intră într-o fel de comă, că din momentul în care se naște, Alexandru Vlahuță spunea, eu m-am născut să nu mor niciodată, sufletul nu moare. Dar intră într-o comă spirituală și apoi merge la pedeapsă veșnică. Dragilor, de ce trebuie să ne rugăm? Noi trebuie să ne rugăm de dragul comunicării cu Domnul nostru Iisus Hristos. Comunicați cu Domnul, stați. Atâta trebuie să ne rugăm până când ne rugăm. Și mai o chestie, știți când rugăciunea este gata? Când se împlinește. Când e împlinită. Rugăciunea nu se termină când eu am terminat să vorbesc. Eu mă rog înaintea lui Dumnezeu, am un timp de rugăciune, am o stare de vorbă cu Domnul, întrerup, mă duc la lucru, în timp ce conduc, iar mă rog, iar întrerup. Și rugăciunea mea se termină în momentul în care Dumnezeu mi-a trimis rezolvarea. Aici foarte mulți părinți au fost dezamăgiți, foarte mulți părinți sunt dezarmați. Păi frate, dar dacă mă rog de 20 de ani pentru situația asta și copilul meu e tot în lume, păi ce să fac? Mai roagă-te, mai o zi de post, mai o rugăciune, ești aproape de biruință, e aproape de tine și se va împlini și Dumnezeu îți va da biruință și binecuvântare. Deci trebuie să ne rugăm, pentru că rugăciunea este una dintre disciplinele spirituale. Adică îndeletniciți-vă, zice Pavel, dar e termenul prea greu pentru voi, cei care v-ați născut aici, obișnuiți-vă cu postul și rugăciunea. Adică rugăciunea trebuie să fie în obiceiul meu zilnic. Cum am obiceiul să beau cafeaua, îmi fac obiceiul să mă rog. Am obiceiul să mănânc, îmi fac obiceiul să mă rog. Rugăciunea este un obicei cotidian, zilnic. Roagă-te și iarăși zic roagă-te și Domnul să te binecuvinteze. Nu uitați un lucru, rugăciunea era practică în biserica primară și o găsim de multe ori pe paginile Sfintelor Scripturi. Domnul Iisus însuși s-a rugat. Și s-a rugat în grădina Ghețiman și a zis, nu cum vroiesc eu, ci cum voiești tu.
Pentru tineri, motivație la rugăciune, fete și băieți. Rugați-vă, chiar dacă aveți 13-14 ani, rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea un soț sau o soție credincioasă. Este o motivație bună de rugăciune. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze, că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Mai un aspect aici la rugăciune. Eu mă rog mai ales pentru dimensiunea profetică a rugăciunii. Imaginați-vă că rugăciunea nu are doar o abordare rațională. Doamne, urmează să am un examen, nu mă înțeleg cu mama, ajută-mă. Are dimensiunea asta rațională, adică o gândesc, eu comunic lui Dumnezeu. Dar are dimensiunea a călăuzei divine, are dimensiunea revelației. Și zice Pavel, mă rog și cu mintea, dar mă rog și cu Duhul. Iar dacă eu nu încep să mă rog cu mintea, dacă eu nu îngenunchez înaintea lui Dumnezeu, nu se activează factorul revelațional. Și când mă rog prin Duhul, spunem tainele lui Dumnezeu și Duhul Sfânt mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu, iată de ce trebuie să ne rugăm la timp și ne la timp, zi și noapte, dimineața și seara, trebuie să avem o viață de rugăciune. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ok, întrebarea numărul 3, eu am spus o motivație de rugăciune, dar tocmai întrebarea numărul 3 este asta. Cum poate un adolescent să se pregătească pentru a fi un soț sau un tată bun sau o soție sau o mamă bună? Cum se poate pregăti un tânăr pentru căsătorie? E foarte important să înțelegeți, totul începe cu disciplină. Începe să-ți faci patul dimineața, puneți șosetele la locul lor, împachetează hainele, nu le întorci pe dos, le arunci acolo, lasă că vine mama. Că așa faci și după ce te însori. Nu mă uit aici, acolo, în spate. Da? E foarte important să înțelegem că totul începe cu disciplină. Care fată, să ridice mâna sus fata aceea care vrea un bărbat indisciplinat? Nu se spală, nu se bărberește. Acum, știți că după noua modă, când eu eram mai tânăr, se purta chică, adică părul lung așa aici, și toți băieții erau bărberiți. Acum s-a schimbat lumea. Se bărbărește ceafa și se lasă barba lungă. Deci e ceva invers. Eu nu înțeleg moda asta, dar are rolul ei, mă rog. Deci totul începe cu disciplină. Începe cu rugăciune, bărberește-ți ceafa, barba, bărberește-te, fii îngrijit, fii elegant, dinții, unghiile și pantofii sunt cele care contează extraordinar de mult. Și e foarte important să avem criterii duhovnicești. Dar am întâlnit fenomen, un fenomen dureros de altfel. Iubiți părinți, mame și tați, vă rog să luați aminte. Și anume, copiii care au venit fată și a spus așa, frate, eu nu cred în căsătorie. Eu nu cred că există căsătorie. Păi cum? Păi zice, tata-i prezbiter, în fiecare duminică, conduce la biserică, predică, vine acasă și o bate pe mama. Este un nemernic cu normă întreagă. Să-i spuneți, dacă știți vreo unul de acesta care are viață duplicitară, că e un diavol întruchipat, spuneți-i din partea mea să-i crape obrazul de rușine, pentru că nenorocește imaginea căsătoriei și a viitorului în mintea unei fete și a unei mame. Dragi tați, mame și tați, niciodată nu va veni întrebarea aceasta din partea unor copii care au niște părinți duhovnicești. Întotdeauna vin din partea unor părinți care numai se ceartă de dimineață până seară, care numai și aruncă bolovani unul altuia. Grijă mare, iertați-mă că am fost exigent aici. Dacă vreți detalii, la final discutăm și vă voi argumenta de ce am fost atât de exigent. Și nu o să mai vorbiți o lună de zile decât singuri. Cam așa ne pregătim. Nu uitați, dacă sunt băiat, eu știu că Dumnezeu mi-a dat o prințesă. Și de ce trebuie să mă comport într-un anume fel? Să-L conving pe Dumnezeu că merit prințesa aia. Da? Și apoi un lucru care nu știu bărbații și cu asta închei aici. Nu știu, zice, gata, m-am însurat, are cine să-mi facă mâncare, cine să-mi pună sandwich-urile, să-mi spele hainele, să-mi calce cămașa. Stai un pic, eu nu mi-am luat o sclavă, eu mi-am luat o prințesă, o regină, o doamnă, o adevărată doamnă. Și atunci, partea a doua, știți care este? Bărbaților, băieți dragi, s-ar putea să nu aveți un model de tată cum trebuie, s-ar putea să nu aveți un model de mamă cum trebuie. Dar știți care e modelul nostru? A zis Sfântul Apostol Pavel.
bărbaților, iubiți-vă nevestele cum? Și-a iubit Hristos biserica. Avem modelul lui Iisus Hristos. Și să zici, da, dar n-am văzut asta la mama, n-am văzut la tata, nu i-a adus un buchet de flori niciodată, lasă care vreme, până săptămâna viitoare, până duminică, să-i aducă un buchet de flori, da? Și dacă n-ai văzut, ai văzut la Iisus Hristos. Iisus Hristos nu jignește biserica, Iisus Hristos nu își bate biserica, Iisus Hristos își iubește biserica și ca să o sfințească și să o înfățișeze în fața Tatălui, dragi bărbați. Eu va trebui într-o zi să mă duc cu soția mea înaintea lui Dumnezeu și să spun, Tată, mi-ai dat-o, ia-o pe ea și copiii pe care mi-ai dat. Să ne ajute Domnul să avem o vedere în ansamblu. Am întâlnit în ultima perioadă un duc de misoginism, un duc de bărbați care bat cu pumnul masă, că ei șef. Și săracele surori stau și tremură înaintea lor. Nu e voie. Înseamnă că sunteți căsătorită cu un bărbat nepocăit. Mai rugați-vă, s-ar putea în următorii 70 de ani să se întoarcă la Domnul. Dar tot e bine. Decât să meargă în iad. Fratele Onisim așa aborda problema pregătirii pentru căsătorie mai mult din perspectiva fetelor pentru băieți. Care sunt pretențiile? Acum, băieții încă nu i-am auzit ce ar vrea ei să vadă la fete. Dar asta rămâne o întrebare pentru altă. Păi răspunsul e simplu. Aș pune toți băieții să ridice mâna sus câți dintre ei au Biblie și să-mi o dea să o văd. În generația în care noi trăim, avem niște fete atât de responsabile. Ați luat vreodată o Biblie a unei domnișoare să o vedeți? Toate culorile. Zici că sunt cei mai puternici predicatori. Zici că sunt absolvent de la Moody Church, la Moody University. Adică fetele sunt foarte responsabile, cu toate. Când se mărită, soția mea avea 19 ani neîmpliniți. Când a intrat în casă, măi, oamenii lui Dumnezeu, a știut să facă tot ce se face într-o casă. Nu știu cine a învățat. Clar că mama soacră. Domnul să vă binecuvinteze cu o mama soacră așa cum a binecuvântat pe mine. Da. O întrebare care cred că cum putem scăpa de dependența de tehnologie? E foarte responsabilă întrebarea și aprecieri vouă, băieți sau fete care ați spus-o, e foarte importantă. Din punct de vedere social, se numește cyber addiction. Adicția de cibernetică, adicția de internet. V-aș recomanda, dragi domnișoare, în mod special vouă, dacă n-aș fi întâlnit multe cazuri, nu v-aș fi spus. Se poate ca o domnișoară să se joace cu focul pe Snapchat? Acum vorbesc doar în limbajul nostru, să nu înțeleagă ceilalți. Și să nu ardă? Știți câte fete au venit la conferințe, la tabere și au mărturisit că au trimis focuri pe Snapchat, prima dată fără bluză și opriți-vă cu imaginația și până la capăt și apoi a început șantajul. Și a zis, dacă nu mergi mai departe și nu ne întâlnim, le public la maică ta. Toți colegii tăi vor afla. Dragele mele, lalele, vorba folclorului românesc, dacă ați ști câte fete sunt prizoniere pentru că au mers prea departe, pentru că au trimis focuri pe Snapchat, unii dintre părinți nu știu ce înseamnă asta, dar voi știți. Grijă mare. My body, my choice, probabil că zici. Dar problema e că is not my body. My body is holy house, temple. Corpul meu este templul Duhului Sfânt. Și templul Duhului Sfânt nu-l voi lăsa holbării unor obsedați sexual de pe internet niciodată. Pentru că trupul meu este sfânt, fete și băieți. Da? E foarte... Și de aici se ajunge la dependență de tehnologie. Și se ajunge la probleme foarte mari. Copii care fură cardul părinților lor și își bagă în conturi, în Brawl Stars, în Fortnite, în Roblox, în Minecraft. Mai zic? Hai să mă opresc. Și-au ajuns dependenți, de cazinouri. Vă puteți imagina, permiteți-mi, frate păstor, o paranteză. Eram într-o biserică aproape la fel cât a dumneavoastră de mare, pe planetă. Și la un moment dat predicam
Și eu am un obicei când plec de acasă, eu foarte responsabil iau lucrurile. Adică pentru conferința aceasta mă pregătesc de 2 luni de zile și soția știe zi și noapte și mă documentez și mă pregătesc și mă pregătesc. În mare parte cu pregătirea am rămas, dar e foarte important să înțelegeți. Și la un moment dat îi zic așa: Doamne, dacă nu mă folosești profetic, n-are rost să mă duc, că am atâtea familii acasă, o biserică în Arad, unde vin aproape 400 de oameni care au nevoie, în Gheorog, în sfârșit. Și folosește-mă profetic. Și predicam, întrerup dintr-o dată predica și am zis, paranteză profetică, Duhul lui Dumnezeu descoperă că în biserica aceasta sunt bărbați și femei care beau alcool zilnic. Duhul Domnului descoperă că în biserica aceasta sunt bărbați care au banii din bugetul familiei și îi bagă în cazinouri și jocuri de noroc și pariuri sportive. Și Duhul lui Dumnezeu descoperă că în biserica aceasta sunt bărbați și femei terorizați de Duhul de gelozie. Am încheiat paranteza, frații mei și surorile mele, cât mă vedeți de mare, au început să-mi tremure genunchii, nu înțelegeam ce s-a petrecut, parcă altcineva a intrat pe făgaș și clar că a intrat. Am continuat predica, m-am redresat și m-am dus. Se termină predica și se ridică fratele păstor. Îi tremura mâna de zici că avea Parkinson, bagă mâna la haină și scoate o hârtie din buzunar și plânge. Și zice, fraților, am hârtia asta în buzunar de 6 luni de zile. Un frate proroc din biserică a primit mesajul acesta de la Dumnezeu și a spus, Doamne, nu pot să-i dau drumul în adunare, te rog să mă înțelegi, nu pot. Și i-a venit ideea, îl scriu și îl dau păstorului. Îl scrie și îl dă păstorului și a spus așa, sunt atât de convins că mesajul vine de la Dumnezeu, dar n-am putut să-i dau drumul în biserică. Din acest moment, ești responsabil până la judecată să-l comunici poporului. L-a luat, l-a citit și a zis, Doamne, cum să comunic așa ceva poporului? În primul rând, nu cred în el. Și nu pot să comunic ceva ce nu cred. L-a băgat în buzunar și a zis, fraților, de 6 luni de zile abia dorm. Mă rog și spun, Doamne, deschide-mi tu momentul și timpul când să-l citesc. Și deschide biletul și citește. Numărul 1. În biserica aceasta sunt femei și bărbați care beau alcool în ascuns. În biserica aceasta sunt bărbați care au banii din familie și bagă în cazinouri și jocuri de noroc și jocuri video. Și în biserica aceasta sunt bărbați și femei terorizați de duhul de gelozie. Frați și surori, tineri dragi, totul a început cu nevinovat pariu sportiv, că joacă nu știu cine, Chicago Bulls. Hai să pac și eu acolo, mă. Dar $5, dar $10, ce mare lucru? Și te-a prins valul și ai ajuns la cyber addiction. Și ai ajuns dependent de telefon. Vă spuneam că în urmă cu 5 ani de zile, media pentru un copil, între 10 și 15 și 17 ani de zile, era de 2 ore pe zi pe telefon. Astăzi media e de 8 ore pe zi. Și tu ai pus întrebarea, cum poți să scap? Cu post și rugăciune. Dar ascultați-mă, vino la fratele păstor și spune, frate păstor, fă ungerea cu un de lemn pentru mine, salvează-mă, ai milă de mine, nu mai pot, frate, nu mai rezist, nu mă mai înțeleg cu părinții. Și în felul ăsta poți să scap. Ai nevoie de dezlegare din partea lui Dumnezeu, de eliberare și, de ce nu, da, poate chiar de exorcizare, că s-ar putea unele duhuri să te fi legat cu lanțuri grele. Fii liber în numele lui Iisus. Amin. Amin. Următoarea întrebare e o întrebare care este importantă, relația personală cu Dumnezeu. Nu este suficient prezența la biserică, la programele bisericii, la repetiții? Răspunsul, eu cred că există, e foarte simplu. Da, dragi domnișoare, încep cu voi că sunteți fete și nu există instituție pe fața pământului care să onoreze și să cinstească mai mult femeia decât Biserica lui Iisus Hristos. Pentru că biserica e asemănată cu femeia și frații slujitori apreciază foarte mult. Și încep cu voi. Hai să mutăm relația cu Dumnezeu pe relația pe orizontală, cu partenerul, să zicem în căsătorie. Care dintre voi ați vrea să vă măritați prin wireless? Și să zici, uite, tu ai un telefon, eu am un telefon. Și tu dai buchetul de flori, mi-l trimiți pe WhatsApp, de acolo, de la emoticoane, și eu îți trimit înapoi o îmbrățișare și o inimioară. Tu stai în casa ta, eu stau în casa mea. Mergem în concediu, tu îmi trimiți un vaporaș, eu îți trimit niște valuri, mergem în concediu. Zicem, facem o vizită, tu îmi trimiți o poză cu Yellowstone, cel mai mare parc, da, național, cea mai mare rezervație, unde se fac toate documentarele, și eu
Acum, frate, că vreau să-L pup, vreau să-O iubesc, vreau să fie acolo. Păi și atunci acum, la Dumnezeu vrem numai prin wireless așa, Doamne, să știi că am prins frecvența, am pus 2-3 minute un reel, cred că ești suficient de mulțumit, adică nu cred că vrei mai mult. Dragilor, aș vrea să știți și aș vrea în concluzie, hai să mă mai uit și la voi, că la voi așa. Nu m-am uitat. În concluzie, să uitați-vă ce spune Domnul Iisus la cină. Dar fratele păstor s-a pus acolo să vă păzească, să vă protejeze. Auziți ce spune Domnul Iisus la cină. Zice așa: mi-am dorit mult să serbesc Paștele acesta cu voi. Dragilor, vreau să vă raportați la Dumnezeu ca la unul care nu neapărat că vine cu condica și să facem ore în biserică. Nu! Chiar am calculat că am stat pe scaun aici la dumneavoastră, la Anvol, 10 ore în ultimile zile. 10 ore pe un scaun care nu mi-l place. Noi la biserică nu avem scaune după Anvol. Și am stat în locul unuia care își dorește de 10 ani să stea 5 minute și n-a prins săracul. Și mi-i ciudă cumva, îmi pare rău de el. Dar revin. Ce vreau să înțelegeți este, dragilor, că Domnul Iisus Hristos își dorește mult să aibă părtășie cu noi. Abia așteaptă să ne vorbească, să ne îmbrățișeze, să ne iubească. Nu lovi peste mâini pe Iisus. Iisus este atât de iubitor, zice ucenicul care își punea capul pe pieptul Domnului Iisus. Adică de ce ne raportăm la relația cu Dumnezeu ca la ceva, nu știu, lasă că se poate și fără. Păi nu se poate fără, că murim. Dragul nostru Iisus, de dragul lui Dumnezeu, auzi, zice, Israelul meu pe care îl iubesc, te-am purtat pe brațe și vreau să te mai port. O secundă întorc spatele spre Hristos și pic din brațele Lui. Nu se poate relație prin wireless cu Dumnezeu, nu se poate botez prin Wi-Fi, nu se poate pocăință virtuală, ci totul este foarte real, cu lacrimi de pocăință, cu bucuria mântuirii noi și cu plinătatea Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin? Amin, amin. Domnul să vă binecuvinteze! Următoarea întrebare. Care este atitudinea corectă sau biblică când auzim despre așa mulți creștini care cad de la credință? Oh, din păcate, din păcate. Ne asemănăm cu fiul cel mare din pilda pierderilor. Și vine fiul rătăcitor acasă. Și stă nervos. Și zice, ce-i cu bucuria asta? A venit fiul, tu s-a pocăit, mă. Care, ăla care s-a drogat? Da, s-a pocăit, a venit la biserică. Și stă, vine taică-sa. Hai, nu vii în casă să ne bucurăm. Lasă-mă în pace. Acest fiu al tău. Nu mai era fratele lui. Rețineți. Dați-mi voie să fiu avocatul fiului risipitor. Știți de ce nu se mai pocăiesc? Le este groază să se întâlnesc cu mutrele noastre, cu acreala noastră din priviri, că îi înghețăm. Prin neprihănirea noastră, domnule, că noi am fost sfinți în adunare. Acum revin. Eu sunt avocatul ăla. Că trebuie să fiu. Imaginați-vă că nu scrie Biblia nicăieri că el și-a cheltuit banii cu femeile ușoare. Nicăieri nu scrie. La câtă minte a avut în cap, s-a îmbătat. Și la prima petrecere s-a luat toți banii. A doua zi deja era la porci. Dar auziți, el stătea în biserică, cânta la fanfara. Și se gândea, ai, cine știe cu ce gagici umblă frate meu? Cine știe ce Porsche Cayenne conduce? A, cred că e pe insulele Bora Bora. Și el săracul se certa cu scroafele și cu porcii, să împingea unul altul să mănânce lături. Uitați-vă că el era în biserică, lupul moralist era în biserică, dar era toată Sodoma și Gomora în mintea lui. Și ăla săracul era la porci și știți ce era în inima lui? O, câți argați ai tatălui meu, dacă aș mai fi odată în adunare, dacă ați ști ce este în inima unui fiu risipitor, am stat numai pe genunchi și ne-am rugat și am plânge. Care să fie atitudinea? Păi ne învață Sfântul Apostol Pavel în Galateni 6. Fraților, dacă un om a căzut deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, știți care e durerea? Că oameni neduhovnicești să pun să-și dea cu părerea și pe cât e de apăsat, îl omoară. Auziți, vine și prinde așa cu mâinile și încearcă să iasă din prăpastie. Vine neprihănitul cu bocancul de armată, îi zdrobește unghiile și se duce în hău și moare.
Dacă nu ești neprihănit, lasă-l acolo. Ai venit și tu la biserică, mă. Te-ai gândit, am crezut că ai uitat unde e biserica. Vă spun lucruri din realitate, zeci, sute de atitudini ale oamenilor neduhovnicești. De aceea eu cred că Biserica Betel, pe măsura membrilor, are suficienți de oameni neprihăniți. Lăsați-i pe ei să-i resusciteze pe cei care au căzut și nu vă băgați dumneavoastră cei neduhovnicești, că-i nenorociți mai tare. Primiți-i cu iubirea lui Iisus Hristos. Să avem iubirea Tatălui care spune, mă, pruncule, mă, îl ia, zice, a căzut pe grumazul lui pe gât, îl pupă și zice, mi-a fost dor de tine, ai fost mort și ai înviat. Am luat 250 de zile de post pentru tine, mă, mi-am distrus ficatul în mine, am ulcer duodenal acut, nu mai pot să mănânc nimic, sunt plin de diabet, dar măcar mor fericit că te văd mântuit. Lăsați neprihăniții să resusciteze și să recupereze ceea ce s-a pierdut și nu vă băgați dumneavoastră dacă nu sunteți duhovnicești, că-l nenorociți de tot. Haideți să mergem la următoarea întrebare. Tematica asta a fost bine discutată la seriile astea. Dacă Iisus este singura cale spre salvare? Întrebarea e un pic elaborată și spune, sunt multe asemănări între religiile majore. Aproape toate religiile au o carte sfântă, au profeți, au predicatori și au un loc de închinare. Cum știu că creștinismul este bun și celelalte religii sunt rele? Dragi părinți, cuvântul meu se adresează în mod special dumneavoastră. În întrebarea aceasta este efectul lecțiilor toleranței predate copiilor dumneavoastră. Musulmanul are modul lui de a ajunge la absolut, la desăvârșire. Confucianismul are drumul lui, este ca un munte. Așa se prezintă în filozofie. Multiculturalitatea. Da? Teologia aceasta, teoria aceasta, filozofia globalizării, globalismului. Budistul are drumul lui. Până la urmă fiecare are drumul lui. Tânărul care a scris întrebarea aceasta este un, mai are o sclipire de responsabilitate și ne ajută pe ceilalți. Am o carte, cred că e acolo afară, au ajuns în sfârșit cărțile, acum de jumate de oră, care tratează problema aceasta, cruciadele dintre sfinți și demoni. Neapărat să o luați. Deja în Europa se face studii pe ea, problema toleranței, ideologiei de gen, a ajutat foarte mult pe părinți. Dragilor, tânărul acesta deja i s-a pus și, da, zice, Hristos este una dintre variante. Și cred că s-a vorbit, așa a spus și fratele păstor Nic mai seara trecută, Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni, și acesta este un adevăr absolut, nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Nu există altă cale care merge spre cer. Încearcă oamenii să intre pe alta, dar Biblia numește hoți și tâlhari. Cel care a venit, eu sunt ușa. Oile mele aud glasul meu, nu se duc deloc după un străin. Fete și băieți, vi se predă asta la școală. Vi se predă problematica aceasta a multiculturalității și a înglobării și a, se mai numește cumva, incluziunii sociale. Trebuie să aveți discernământ și să fiți foarte atenți. Noi predicăm exclusivități, de aia suntem puternici, de aia deranjăm, de aia după 2000 de ani, uitați-vă la biserica aceasta, a treia zi de conferință și este plină. De ce? Pentru că Evanghelia are putere, pentru că noi îl iubim pe Dumnezeu. Știți care este scopul principal al teoriei, toleranței? Să distrugă discernământul. Și să spună copilul, a, da, că până la urmă, crezi sau nu crezi? Distruge convingerile. Eu sunt convins că Iisus Hristos, că numai prin Iisus Hristos pot să fii mântuit și numai cine crede și se botează ajunge în cer. Asta e convingere, pentru asta mor. Pentru o părere niciodată nu mor. Dar ei distrug convingerile și tinerii noștri sunt de tot mai retrași. Prima dată vine cu bullying-ul național și spune, a, străinii, out, da, Romanian, da? Imediat prima dată vine cu asta. De aceea v-am spus că e important să țineți la identitatea voastră. Sunt român, mă laud cu asta. Așa, după aceea îți ia din putere. Apoi îți distruge convingerile, tot mai mult, tot mai mult, vine cu frica și face cu tine ce vrea.
De aia trebuie și te manipulează cum vrea. De aia trebuie să fim cu coloană vertebrală. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Am crezut, ne-am botezat. Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Oh, și asta se pune în discuție. Am înțeles că este pe aici printre întrebări și răspundem imediat la ea. Hai să mergem următoarea întrebare. Mă lupt să-mi păstrez mintea curată, caut să mă concentrez pe ce este bun în viața mea, dar sunt unele păcate din trecut care încă mă urmăresc. Îmi este frică să nu cad și duc o luptă mare la nivelul minții. Ce ar trebui să fac? Teologia modernă vine și spune 3 pași spre a ieși din impas, 3 pași, 4 pași, 7 pași, numărul 1, numărul 2, numărul 3, le citești, le uiți pe ril, au trecut rilul, ai uitat tot. Dragul meu și draga mea, domnișoară și domnișor, soră și frate, fac o paranteză, știți că apropo de pornografie, de exemplu, s-a demonstrat că bărbații căsătoriți cu copii mari între 30 și 70 de ani îs mai dependenți de pornografie decât tinerii între 10 și 30 de ani. Este statistică făcută. Nu mai criticați copiii. Haideți să ne pocăim cu toții. Revin. Și întrebarea, care era întrebarea? Mă lupt cu... Așa, că se luptă, da. Dragul meu tânăr și draga mea tânără, deja tu înveți primul capitol al înțelepciunii. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Deja răspunsul este în întrebare. Auziți cum pune întrebarea? Întrebarea a fost pusă cu o călăuzire profetică, fără să-ți dai seama. Și zice, mi-e frică să nu caz. Ferice de cel care umblă cu frică. Frica de Domnul, dragilor, este opțiune, este începutul înțelepciunii. Cine are frică de Domnul este un om înțelept. Mi-e frică să mă duc la banchetele lor. Foarte multe fete recunosc că s-au compromis și și-au distrus fecioria la banchetele lor și la anturajele lor și la zilele lor de naștere și la toate celelalte lucruri. A, mami, dar odată are 18 ani, colega mea, da, dar te distruge pe viață. Te distruge pe viață. Și în felul acesta, dacă tu ai frică, măi, aș lua țigara asta, dar am frică asta, dar dacă intră satana în mine, dar dacă intră cumva dependența în mine, mi-e frică să o iau. Tu deja ești un om înțelept. Tu deja ești un om puternic. Aș proba și eu un pahar de șampanie. L-aș ciocni cu colegii mei. Mă, dar mi-e frică, mă, dacă intră duhul de alcoolism în mine. Frica asta, dragilor, este un act de mare factură spirituală. Este un act de înțelepciune ieșită din comun. Tu întotdeauna vei fi cu un pas înainte celorlalți. Totdeauna să fii suspicios. La orice ofertă, la orice invitație, totdeauna să ai suspiciunea. Feriți-vă de tot ce vi se pare rău. Oare cumva ar putea să îmi afecteze relația cu Dumnezeu? Oare cumva ar putea să mă omoare? Gata, mă retrag. Și frica aceasta te ajută să te ții departe. Amin. Domnul să-ți ajute. Hai să mergem la o întrebare. Posibil să fie ultima întrebare și apoi câteva din astea care le-am primit aici. O întrebare care sună cam așa. Nu sunt mulțumită deloc cum arăt. Cred că vine de la o fată. La școală, chiar și la biserică, cei din jurul meu râd de mine, de înfățișarea mea și de modul cum mă îmbrac. De ce este așa? Aici vorbim de body bullying. Există bodybuilder, pe toate pozele corpul, și există bullying-ul pentru corpul celelalte. Aș vrea să știi că această situație am întâlnit-o, lucrez în învățământ de 15 ani de zile, 400 de copii în fiecare an am. În 15 ani de zile au trecut câteva mii de copii, am corectat mii de teste, chiar unii dintre elevi, ci că m-au testat, după aia mi-au zis. Deci iau testul, mă uit peste el
Și în maxim 5 secunde l-am scanat tot și îl și corectez greșelile. Și au zis, nu se poate, cred că nu le corectează. Și a urmărit și au zis, i-a dat scris, nu există scris pe fața pământului pe care să nu-l înțeleg. Da? Și le-am scanat și am dat nota și am plecat. Ei bine, și am întâlnit foarte multe situații de fete care au problema aceasta, dar vreau să înțelegeți un lucru, dragi fete mai plinuțe. Este doar în mintea dumneavoastră. În foarte rare situații am întâlnit ca o fată, o domnișoară, care e într-un anume fel, arată într-un anume fel, după criteriile lumii, că după criteriile lui Dumnezeu contează să fii într-un anume fel, să fii. Nu, da? Ok. Dar foarte puține dintre fete jignesc sau vorbesc pe seama unei alte fete. În general este în propria ta imaginație. Aș vrea să înțelegi că un om este frumos pentru chipul lui Dumnezeu din el. A zice că un om este urât, dacă eu mă duc în fața oglinzii și spun sunt urât, este reproșul la adresa lui Dumnezeu care m-a creat. Adică eu îi spun, Doamne, Tu nu m-ai creat cum trebuie. Uite că spun eu cum ar fi trebuit să mă creez. Ochii trebuiau să-mi fie violeți, părul să fie mov, să fie nasul, trebuia să mai aibă vreo 7 centimetri în față, să-mi stea ochelarii bine. Ce sunt astea? Reproșuri la adresa lui Dumnezeu și să știți că tare mult se supără Dumnezeu. Acum este adevărat, dacă pot să mă mențin, eu mă mai mențin, mă mai duc, mă mai iau cu copiii la fotbal, mă mai la școală, în sensul ăsta, în pauze, mai una, mai alta, mai o flotare, mai o alergare. Dacă pot să te menții sănătos, nu e rău. Dar ascultați-mă, cultul personalității, să faci din propriul trup, e partea cealaltă, da? Supraestimarea sinelui. Spune Sfântul Apostol Pavel așa, fiecare să aibă despre sine simțiri cum? Cumpătate. Adică și domnișoara cu 90, 60, 90 zice așa, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și domnișoara cu 170-100 zice, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și Domnul mă iubește. Vreau să știi doar atât, dragă domnișoară, care a trimis biletul, că între cei 2 miliarde de băieți neînsurați de pe pământ, unul dintre ei, în mintea unuia dintre ei, este exact imaginea ta de fată. Și el când te vede zice, asta este, mă, mă, pe asta o aștept de 20 de ani, mă. Și să mărită, să însoară cu tine. Dacă ești bogată, se mărită cu tine. Doamne, îți mulțumesc că m-am căsătorit cu o fată săracă. Eu m-am însurat. Că eu stau la o jumătate, vin din Moldova, m-am mutat în Arad și cu care mă întâlnesc? Te-ai măritat în Arad? Nu, frate! M-am însurat în Arad! Da? Deci nu sunt în satul soției, așa că mulțumește lui Dumnezeu prin duhul de nemulțumire. S-a demonstrat că intră legiuni de duhuri în mintea unui om. Amărăciune, supărare, lipsa vibe-ului și a zenului și a vitalității și a bucuriei mântuirii. Și dă satana cu tine de toți pereții. Ești frumoasă, ești foarte frumoasă, ești cea mai frumoasă, ești imaginea lui Dumnezeu pe pământ. Domnul să te binecuvinteze. Eu aș vrea să completez un pic aici la fete, în mod special. Nu există vreo fată sau orice persoană când este tânără este frumoasă. Hai să fim sinceri. Există vreo fată urâtă? Nici de cum. Toate fetele sunt frumoase. Fetelor, toate sunteți frumoase. Problema care este în societatea în care trăim, toată lumea postează pe internet fotografii, selfie, tot felul. Vreau să vă spun ceva. Și voi știți lucrul ăsta. Majoritatea pozelor pe internet sunt Photoshop. Nu sunt realități. Realitatea este că nu o vezi tu față în față acolo. Pentru că în ziua de azi tehnologia modifică fotografiile și tu te uiți pe internet și spui, mă, aș vrea să fiu ca aia, sau ca aia, sau ca aia. Și te chinui, săraca fată, să arăți ca nu știu care star. Dumnezeu te-a creat, ți-a dat chipul lui, mulțumește lui Dumnezeu așa cum te-a făcut. Interesant lucru, sunt fete care s-au născut cu ochii albaștri, ce mă, dacă aveam ochii căprui, era mai bine. Alta are părul creț și vrea să aibă părul drept. Alta are părul creț și, sau invers. Cum? Rezolvă placa. Niciodată nu suntem mulțumiți de imaginea asta. Și chestia asta ne-a creat-o social media. Ne-a creat în capul nostru tot, mă, asta nu-i bun, asta nu-i bun. Nu, așa cum te-a făcut Dumnezeu, te-a făcut chipul și creația Lui.
Mulțumește-te cu lucrul acesta. Și mai o chestie, nu vă potriviți chipului veacului acesta. Veacul acesta promovează femeia schelet ambulant. Acum dați-mi voie să vă spun, ca un bărbat însurat de 15 ani cu copii, n-aș fi vrut în viața mea vreodată să mă însor cu un schelet ambulant. În primul rând, o fată foarte slabă, e foarte greu să fie fertilă, să rămână însărcinată. Se cere un pic de carne pe om. Mănâncă, na, numai un pic, dacă se poate, ce să mănânci? De la costiță ar lua oasele, dacă se poate să le mănânce. Dunele, dacă ar avea dinții ca hiena, ar mânca oasele. Mă, fetelor, mâncați când e vorba de mâncare, când postiți, postiți, dar trebuie să înțelegeți asta. Dar vă mai spun un lucru, băieți. Cele mai frumoase fete de, de pe pământ sunt fetele pocăite. Amin? Așa. Și cei mai frumoși băieți de pe pământ sunt băieții pocăiți. Domnul să vă bine. Dincolo de frumusețea exterioară, fetelor și băieți, băieți, puneți accentul pe omul din lăuntru. O fată cât ar fi de frumoasă, dacă stai de vorbă cu ea și îți pare rău, frumusețea nu bate caracterul. Ok? Caracterul unui om este lucrul cel mai important în viață. Frumusețea e trecătoare. Noi toți, vă uitați la mine, eu când eram tânăr arătam mult mai bine cum arăt acum. Uitați-vă la toți frații în vârstă care sunt în biserică, ăștia au fost chipeși, toți au fost chipeși. Da, Beni, eu știu că arăta mult mai bine, acum are un pic așa, cureaua mai... Dar ce am vrut să spun, frumusețea este trecătoare. Puneți accentul pe omul dinăuntru. Frate Nic, dacă poți să traduci versetul acesta, femeia frumoasă și fără minte, poți să-l afișezi, este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Adică în toată istoria Bibliei și în toată istoria societății, valoarea unei femei întotdeauna a fost dată de inteligența ei, de câte cărți a citit, de cât de cultivată este. Uitați-vă cum sună. Dacă vreți să sune horror, vi-l pot citi eu în engleză, dar mai bine îl citiți voi, da? Deci nu e totul să fiu într-un anume fel, ci trebuie să am minte. Eu aș întreba, bun, are 20 de ani, vrea să se însoare. Cum mă pregătesc de căsătorie? Vă spun cum am pregătit eu. Nu am avut foarte multe modele în apropiere. Dar vreau să vă spun că am citit toate cărțile care existau pe piață despre căsătorie. Am o întrebare. Ai 22 de ani ca fată. Câte cărți despre căsătorie ai citit? Sunt niște cărți extraordinare. Sfințenia sexualității. Sunt cărți căsătoria construită corect. Fratele Marius Govor. Sunt o grămadă dragoste și respect. O grămadă de cărți. Așa mă pregătesc. Nu, să vină nunta. Păi nunta trece și trece luna de miere și începe anul de fiere. Și acolo e un pic mai greu. Da. Mai sunt bilete? Mai sunt câteva bilete. Este o întrebare aici, dar nu vom răspunde la asta în seara asta. Nu știu dacă vine de la un tânăr. Care este diferența dintre Vechiul și Noul Testament cu privire la profeți? Este o diferență. Păi da, Vechiul Testament e umbra. Noul Testament e realitatea. Toți profeții Vechiului Testament au profețit, în Noul Testament s-a împlinit. Matei se adresează evreilor, evanghelistul Matei. La el apare foarte des, cum a fost spus prorocul Isaia, iată, fecioara va rămâne însărcinată. Deci în cea mai mare parte a profețiilor vechi testamentare, aici vă recomand să căutați pe internet o carte a lui Caleb Nichifor, este teza lui de doctorat, profeții mesianice din Vechiul Testament. Într-un tratat teologic de 300 de pagini, tratează cum profețiile toate au țintit spre Iisus Hristos. Deci aici este diferența. Vechiul Testament este umbra lucrurilor viitoare. O mare parte s-au împlinit și mai sunt câteva care trebuie să se împlinească. Mai sunt două întrebări și timpul ne arată că trebuie să ne apropiem de încheiere. Două întrebări, eu voi răspunde scurt la asta. Care este vârsta potrivită pentru a fi botezat? Vârsta potrivită, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, este tu trebuie să mărturisești din cugetul tău. Deci trebuie să fii suficient de matur să poți mărturisi. În biserica noastră locală, noi am întâmpinat situații unei fete prea tinere, au solicitat botezuri. Noi ca biserică avem aici o rânduială, este adevărat, fetele se maturizează un pic mai repede decât bărbații. Noi am spus pentru fete vârsta de 16 ani. Băieții cam la 18 ani știu ce vor de la viață. Rânduiala noastră de biserică asta este, deci
fete și băieți care vor să fie botezați, să fie suficient de maturi, să nu băgăm în apa botezului niște copii. Cineva chiar ne spunea la ultimul botez, măi, voi botezați pe unii prea tineri, să nu-i botezați prea tineri, că atunci ajungem ca ortodoxi. El nici măcar nu poate să mărturisească dacă Domnul Iisus este Mântuitorul lui personal. Și o altă întrebare. Atâta nu m-am vrut să zic, spunea fratele păstor, că asta e regula bisericii. În statut se numește sacerdoțiu. Regulamentul de ordine interior al bisericii, făcut de niște slujitori responsabili, adaptat zonei respective. Cine se supune sacerdoțiului bisericii, regulamentului de ordine interior al bisericii, se supune lui Dumnezeu. Cine sfidează sacerdoțiul bisericii, regulamentul de ordine interioară al bisericii, îl sfidează pe Dumnezeu. Adică nu veniți să comentați că ne-am întâlnit, iertați-mă frate păstor pentru paranteză, au venit la noi și au zis, da frate, dar în biserica aia regulamentul e altul. În biserica aia este sacerdoțiu diferit, adaptat într-un spațiu diferit, regulamentul bisericii noastre este acesta. Adică nu încercați, da, da, acolo merg fetele și fără batic de pe cap. Dragele mele le spun, aderarea la o biserică se face prin cerere membrală. Tu ai venit aici că ai vrut, dacă ai venit te subui acestor reguli. Îți place să mergi cu pletele în vânt și la rugăciune când te rogi și prorocești sfidând învățătura Bibliei, du-te acolo că nu te ține nimeni. Nu, dar eu aș vrea aici, atunci te supui. Și dacă se supune, se supune. Până vine fratele păstor, mai am aici o întrebare. Este nevoie ca cineva să aibă Duhul Sfânt ca să fie răpit la cel? Biblia spune că doar că e un dar. Ce se va întâmpla dacă mor și nu am Duhul Sfânt? Vreau să înțelegeți doar un lucru. Întrebarea aceasta am primit-o de zeci de ori. Niciodată nu a venit din partea unui om botezat cu Duhul Sfânt. Ce îmi sugerează mie asta? Că un om botezat cu Duhul Sfânt are o așa siguranță și o pace, că el nici nu se mai stresează dacă mor, știu că mă duc la tata. Simplu fapt că deja ai preocuparea asta și ai teama asta și ai frământarea asta, dragele mele, îi scris de o fată că scrie foarte frumos, dragele mele, dacă astăzi Dumnezeu dă Duhul Sfânt și dacă se face stăruință și când Dumnezeu dă cu mână largă, dar de ce să nu mă duc la stăruință? Dar de ce să nu-i cer Domnului să mă umplu cu Duhul Sfânt și să nu mai am stresul ăsta toată viața? Să am siguranța mântuirii, fie că mor, fie că trăiesc, sunt al Domnului. Asta numai un om plin de Duhul Sfânt. Repet, niciodată nu a trimis un bilet din acesta un om botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că atunci când vine Duhul Sfânt, te lămurește cu toate lucrurile astea. De aceea, îndemnul meu este, fiți plini de Duh, mergeți la stăruință, cereți-i Domnului să vă umple cu Duhul Sfânt. Nu vă mulțumiți doar la un dar, din nou, ultimul dar, la următoarea stăruință, Doamne, dăm darul deosebirii duhurilor, dăm darul cunoștinței, darul minunilor, cereți și celelalte daruri, dragilor, zice, trebuie să le aveți din belșug. Amin. În adunare. O, Doamne, dă-le slujitorilor altarului toate darurile Duhului Sfânt. Vreau să menționez cu ocazia asta, în luna noiembrie, în biserica noastră, vom avea o săptămână de stăruință. Să începând din data de 18 noiembrie, vom fi în casa lui Dumnezeu pentru o săptămână de stăruință. Pe 17 noiembrie va fi o zi de post, o zi plină cu biserica, după care vom intra și într-o săptămână de stăruință. Dumnezeu să binecuvânteze toți tinerii, să fie botezați cu Duhul Sfânt, să nu mai trebuiască să pună întrebările astea. Domnul să-i binecuvinteze. Și ultima întrebare, dacă există sau dacă este rău să asculți Christian rap? Există rap creștin? Păi e ca și cum am zice, există bere penticostală. Da. Sau țigară baptistă. Da. Dragilor, nu vă îmbătați cu apă rece. Da. Ascultați-mă bine, ești ceea ce asculți, ești ceea ce citești, ești suma tuturor celor cinci prieteni pe care ai în apropierea ta. Unde sunt ei, vei fi și tu. Să știți că muzica, prin muzică, nu uitați că liderul de închinare al universului era Satana. Cum știe Satana să manipuleze, păi îmi povestea un tânăr care a ascultat rap creștin și a ajuns de la rap creștin la heavy metal creștin. Apropo, pentru dacă există rap creștin, hai să zicem heavy metal creștin. Rock creștin. Sau rock creștin. Nu există așa ceva. Măi, oameni buni. Nu există așa ceva. Există, legat de cântare, am atâta numai o singură idee. Cântăm din frunză de plop.
cântăm din fluier de os, batem în tigăi ruginite, fă ce vrei, doar garantează-mi un lucru. Că în timp ce tu cânți, fratele Elisei de pe penultima bancă se ridică în picioare și zice, așa vorbește Domnul, nu face infart în timp ce cânți. Nu știu cum se face că stilul nostru de cântare parcă mulțumește doar mofturile noastre egoiste. Noi mai ținem cont că în biserică sunt slujitorii care au dus biserica. Mă uitam la fratele Lăzăreanu și la ceilalți frați care au adus biserica din urmă cu 40 de ani până aici, față de care trebuie să avem respect și considerație. În biserică sunt părinții noștri, în biserică sunt bunicii noștri. Oare noi când punem criteriile mai ținem cont de acești titanei credinței care nu s-au compromis? Care... Cred că se uită mulți dintre ei la ce întrebări punem și își fac cruce cu limba. Se gândesc, măi, unde am ajuns? Haideți să îi ajutăm să îmbătrânească liniștit și fericit și să spună, da, măi, uite, o generație de oameni sănătoși în credință. Uite, nu ne-am pierdut vremea degeaba. Uite, am crescut păstorii pe care noi i-am ordinat. Măi, conduc biserica. Deci, haideți noi, generația aceasta, să nu anulăm trecutul, să nu dăm cu piciorul în părinții care ne-au ținut pe brațe și din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere teologic. Și să avem considerație față de ei. Și dacă mai o idee aici, lucrez acum la teza de doctorat pe tema asta a închinării. Nicăieri în Biblie nu ni se vorbește de stil de închinare. Și ce zice Iisus Hristos? Adevărații care? Închinători. Dumnezeu vrea închinător, om, caracter. Și apoi stilul, Dumnezeu îl va ajusta din mers. Dar ne oprim aici și eu știu că nu am...